Bună dimineața, doamnă! Să rămânăm! Dă și domnul meu niște dă sau usturoi. Una, două, câte? Nu, să fie patru. Vreau și un kil de ceapă roșie, mami. Cartofii care sunt fainii de fiert, albu. Ia pune și mie, iubito, stai să-ți arăt eu niște modele. Uite așa, unu. Oho, bună ziua, doamna, ce faceți? Nu mai stați degeaba, doamnă, că au venit clienți importanți. Iară beau, iară petrec, mă, și de aici nu mai plec. Esență de vanilie. Ia fel. Una întreagă? Una întreagă, mă, să fie bogăție. Da, mai bag una? Gata, rapidos. Merge mâna, periculos. Te iubesc și tot restul vieții mele. Eu doar pe tine te doresc. Salutare! Invitații noștri de săptămâna aceasta au o misiune inedită. Fiecare trebuie să gătească preparatele favorite ale celorlalți. Altfel spus, trei comandă și unul muncește. Prin rotație că e democrație. Și tot democratic, obiectiv, totul se întâmplă sub ochii maestrului Horia Vârlan. Doamnelor și domnilor, iată distribuția! Vladimir Drăghia, actor, spirit nebunatic într-un corp de sportiv. Spune lucrurilor pe nume oricând și oriunde. Copil. Pașaman, muzician de reggae și hip-hop, băiat de cuvânt. Prenumele lui real e Călin, dar de când s-a apucat de cântat, nimeni nu-l mai strigă așa. Ornela Pasăre, cântăreață de populară, chipeșe, olteancă. Dacă ați ascultat Neică Hoți de Inimioare, aflați că ea o cântă. Minodora, cântăreață, fostă la maxim, în prezent mai ușoară cu peste 30 de kilograme, dar la fel de plină de viață. Ei sunt actorii, vă invităm să-i vedeți în acțiune. Merită! Ultima zi a săptămânii aduce în bucătărie o veterană a emisiunii noastre, Minodora. Are în vitrină multe diplome de gazdă perfectă și vrea încă una. Minodora, dragă, dacă talentul te recomandă și astăzi, noi nu ne opunem. Despre Minodora, știu că e la maxim. Bineînțeles că eu știu de foarte mult timp de la televizor, chiar îi cântam cântecele la vârsta de 14 ani, 15 ani, la Căminul Cultural, la Anunț, la... pentru că se cerau foarte mult cântecele ei. Cred că știu și vreo două melodii de ale ei, dar nu mă pune acum să mi le aduc aminte. Au avut niște hituri de Ce ai plecat și Întoarce-te în viața mea, care au prins foarte bine la public. Dar are voce, boss. Trebuie să recunoaștem că are o voce mișto. Are o voce de America. Mai de negres așa un pic. Are un pic de culoare și ea, să știi. Sunt sigur că la Minodora o să mâncăm. Să vedem ce o să ne facă, domnul. Miroase cafea, ce dracu. De la băiat. Să faci icrele acelea bune care îmi plac mie, că dacă nu vei avea o bilă neagră. Oh, icre n-am făcut în viața mea, Ornela icre? De ce ai comandat Ornela icre, că n-am făcut în viața mea? Nu știu să le fac. Ce să spun, numai Minodora este singura pe care am băut-o că nu știe să pregătească icre. Nu știu să le fac. Sper să-mi iasă. O să încerc. Caut rețetă și încerc. I-am dat să fac un cotlet de miel sau de berbecuț pentru că îmi place foarte mult. Ce aveți, bă, fraților, comandează-mă de astea care nu le-am gătit în viața mea? Cum o să-mi iasă mie mielul ăla? Cauciuc? Păi nu știu să fac. Miel și vită e ce mai greu de gătit. Chiar sunt curios cum face ea mielul. Și cartofi cu rozmarin? Aia sunt ok. Deci e gurmandă. Îi place mâncarea, îi place carnea. Eu de ce crezi că i-am dat să facă mielul? You know, say? Fratele meu! Deci ce fițoși sunteți, men, extraordinar! Icre, mai ai? Aș vrea ca Minodora să gătească, să facă niște cremă de zahăr ars. Păi n-am făcut în viața mea! Ce aveți, măi, Vladimire? Ce aveți, mă, v-ați spus pe mine toți? Da, mă, auzi, mă, s-a lăudat la noi că a câștigat ea de nu știu câte ori. Ți se pare normal, boss? Bău! M-ați nenorocit.
V-ați spus contra mea, v-ați gândit că am câștigat prea multe trofee și ați zis gata, ca să nu mai câștig eu nimic, nu? Boss, auzi că a câștigat nu știu câte trofee. Trofee? A băgat, frate, vreo 3 trofee, Minodora, cred, sau mai multe. Azi n-are șanse. Bă, ce măftic, man, de ce nu știu să fac asta? Nu știu să fac nimic. Nasol, sunt tristă. Păi știi câte o să mai câștigi de acum încolo? You ok? Noi nu te mai lăsăm, păi dacă te-ai luat de la noi. Asta luăm și noi, că le-ai luat pe toate. Noi te-am lăsat totdeauna că ești fată. Cine se scoală de dimineață, ajunge prima la piață. Și mai e un avantaj. Produsele cumpărate cu noaptea în cap sunt mai proaspete cu câteva ore decât dacă le iei după amiaza. Bună dimineața, Horia! Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața, Minodora! Eu n-am cafea, am trecut deja la limonadă, dar în orice caz, dimineața, orice altceva spală greața, dar nu limonada și nici cafeaua. Haideți la piață să târguim. Hai, let's go! Let's go înseamnă să mergem. Aducai, Ioane. Ce trebuie să iau prima dată? Bună ziua, să rămână, ce faceți? Păi eu nu știu, vă puneți la televizor și știți da. Cine sunteți. Știți? Ce faceți? Unde e prieteni. Bravo! O să iau și o nucă de asta? Da. Că poftesc rău de tot, nu mai pot. O fi cu ochii. Da, mulțumesc, Sărâna. Ce mai trebuie să iau, mă? Nu știu cu ce să încep, frate, dorm. Piața la maxim. Totul va fi la maxim. Mă tem să nu ia totul pe gratis. Aș vrea ceapă roșie, că vreau să fac la cotletul ăla de berbecuț un pic de ceapă roșie, să pun așa peste, că mi-a zis nebunul că îi place așa și să o trag un pic la tigaie, un pic de ceapă roșie vreau să pun deasupra. Vreau și un kil de ceapă roșie, mami. Cât e? 3 lei? Cât vă dau, doamna? 2,50? Ce drăguță sunteți dumneavoastră! M-ați făcut și reducere! Da, dar cât era normal? 3. Faceți 5. Că vreau eu! Da, să rămână! Uite și mai mi-a făcut și reducere, uite cât e de frumoasă, mă! Mă faceți să plâng! Că sunteți așa de drăguță! Mulțumesc! Să rămână! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Să rămână! E generoasă, Minodora, îi dă 5 lei. Cât îți dau, mama? Cât? 3 lei. 3 lei? Atât de puțin? 2 kg de cartofi? Ferească-mă, Dumnezeu! Deci, man, eu nu știu nimic cu piața, man. Cred că va face un pic de show așa în piață, Minodora. Oho, bună ziua, doamna! Ce faceți? Nu mai stați degeaba, doamna, că au venit clienți importanți. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, doamnă? Ce să fac? Cele mai bune icre de făcut icre, așa să aibă gust grozav, să fac și eu la invitații mei. Care sunt? Ce-mi recomandați? Da. Aveți idee cum se fac cu gris, nu? Fierb grisul? Da. Deci, la 100 de grame, așa. 2 linguri de gris fiert și răcit. 2 linguri de cât? 2 linguri, așa. Fiert și răcit, 2 linguri puneți la 100 de grame. Așa. Eu așa le fac. Și vă iese o găletușă din aia. Nu, doamna, și cum fac? Amestec astea toate deodată cu soferul? După aia grișul răcit, da. Și lămâie se scoace și lămâie. Da. Așa și dau cu mixerul. Cu ulei, cu mixerul, exact cum faceți maioneza. Și atât. Și atât. Vă iubesc, dacă nu ies... Sigur. Am încurcat-o electronic. La icre poți să pui cam jumate-jumate icre cu pâine muiată sau cu gris. Mie îmi place mai mult pentru că ies mai pufoase, chiar dacă nu mănânc numai icre, cum zic unii. Și, bineînțeles, ulei. Până încet, încet se umflă. Să știi că la 100 de grame de icre plus 100 de grame de pâine ai nevoie cam de 400 de mililitri de ulei. Faceți acasă? Fac acasă că soțul mănâncă din asta. Dar vă e sigur. Două linguri atât. Și da, să sunt icrele care îmi plac mie așa cu brobonele? Da. Au brobonele. Multă lume ne mai amestecă la sfârșit. Mai pune, ca să fie brobonit așa, ne pune din alea de ștucă. Păi ce, alea de ștucă sunt mai scumpe? Da. Sunt mai șmechere? Gramul, adică 3300 de grame. Păi eu din alea vroiam, tăticule. Mie dați-mi de alea cu broboane. Fără griji. Nu le puneți astea. Păi și ce le fac? Nu, numai cu ulei. Ah, nu știu să le fac. Păi nu știu să le fac. Fără griji, că zice că îi strică gustul. Și la icre de ștucă se pune gris sau pâine. Nu am nimic împotrivă
și cei care spun că nu se pune gris sau pâine, nu știu. Auziți, nu puteți să-mi puneți de 150? Da, da. Să mai de 150 ca să nu mai schimb și eu poștea, să rămână și mie. Să vă rămână și. Să rămână și mie puțin, să iau și eu niște mere în partea lui Cireașa de pe Turc. Am văzut niște mere care mor de ele. Să ia aminte cei care spun că 20 de lei nu mai înseamnă nimic în ziua de azi. Minodora a umplut sacoșa cu fructe. Dacă mai avea 50 de bani, cumpăra toată piața, cu tarabe și cu vânzători cu tot. Fua! Man, ce magazin! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Bine ați venit pe la noi! Doamne, ce frumos e aici! Bună ziua, domnule! Lumea veche în casă nouă! Cum vă cheamă? Nucu Apua. Minodora, încântată. Doamne, ce magazin aveți, dar ce frumos miroase. Dar ce afumătură aveți, care sunt înnebunite după afumătură. Originală. Cârnați de oaie sunt ăia. Uscați. Wow. O minune de magazin. Cu ce ocazie pe la noi? Prin umila noastră, prăvălie. Cotlete de bărbecuț care nici nu știu cum arată. Arcanfi. Aveți? Arcanfi. Oh, ce bine arată. Domnul măcelar Nucu-l cheamă, cică. Se cam pricepe, știi? Carnea arată bine, adică e tăiată corect. Nu e o tăietură specifică nouă românilor. Știi, la noi toate cotletele sunt aruncate acolo, nu. Păstrează întreagă bucata de cotlet cu oasele tăiate până la anumit nivel și curățate. Ca în Anglia, ca în Franța, știi? Poți să gătești toată bucata de cotlet odată și apoi doar când o servești, știi? Scoți câte un cotlet frumos pe farfurie. Și exact așa le și puneți. Și pot să vă dau eu puțin ulei roșu. Da? Și acum ce dați dumneavoastră, fac eu acasă condiment, da. Și le țin pe ele? Le puneți pe ele, le lăsați o jumătate de oră. O spăl când ajung acasă? Nu mai punem apă. Nu le spăl, da? Nu. Okay. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnule măcelar Nucu, că spuneți și dumneavoastră același lucru pe care îl spun și eu. Carnea nu trebuie spălată. Foarte bine. Într-un bol pun ce? Uleiul roșu? Condimente? De condiment. Foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Cimbru, dar foarte puțin. Foarte puțin. Ca și cum ar da un praf de sare. O idee, da. Așa. Și lăsați. Sare nu pun. Nu la sfârșit sarea, că sarea întărește. La sfârșit când le scot? Nu, la sfârșit o puneți pe masă să-și pună fiecare după gust. Ar trebui să aud și eu măcar un de mamă cu biciunul ăla. Un cântec de vănățean? Așa, o subțire mică, așa. Are vocea la ea, boss, e sparge cu vocea. Serios, chiar sparge. E talentată rău. Iară beau, iară petrec, mă, și de aici nu mai plec. Dar iară beau, iară petrec, mă, of, eu de la Nucu nu mai plec. Și de aici, că aici mi-e bine, of, cu prietenii lângă mine. Ia-o-s! Și de aici, că aici mi-e bine, of, cu prietenii lângă mine. Bine! Ce stai, omule, așa? Toarnă-ți în pahar și bea, nu-ți mai fă inimă rea. Bine! Dacă acum nu petreci, spune-mi cât ai să trăiești. Astăzi ești, mâine nu ești. A, am primit și mici! Ce multe am primit! Să rămână! Vă dea proste, să vă dea Dumnezeu sănătate! Când Minodora se simte bine, cântă. Altfel, nu cântă. Vezi? Acum se simte bine. A dat de cineva care știe să vândă și știe să o primească. Felicitări, domnule măcelar Nucu! Gazda noastră de astăzi și-a făcut plinul cu ingredientele pentru meniu. Urmează însă partea cea mai grea, să ajungă cu ele întregi acasă ca să aibă cu ce găti. Mai driver, te rog frumos să te miști mai cu talent, că dacă nu, îți promit că de la întâi te dau afară și să-mi car toate bagajele și cumpărăturile făcute în casă, dacă vrei să-ți dau un măr din cele care le-am primit cadou. Hai, pa! Atențiune, drepți! A venit șefa acasă! Jar mănâncă toată lumea, de nu e totul în regulă. Excepție poate face eventual soțul Minodorei. Sunt bine sănătos și aștept să înceapă nebunia la Minodora. La Max. Nu, Horiu. A, uite-mă. E de la profesionalul Lungu. Știi tu. Să mă apuc că e foarte târziu și... Uite, totul pregătit, te rog frumos să iei niște cadre, te rog frumos, vreau să se vadă puțin profesionalismul, vreau să se vadă organizarea. Organizarea în bucătărie, cum e Minodora în bucătărie? Super organizată, totul pe poziție, totul, da?
prima chestie de care mă apuc în secunda asta este baițul pentru asta, ca să-l bag să stea o oră, a zis domnul Nucu. Domnul Nucu ne-a dat ulei roșu. Minodora, cred că se descurcă în bucătărie. Data trecută când am fost, le-a mâncat bine. E la norocire. Mamă, cum e, ne? Mai zice că n-am voie să guști. Ce vrei să fac? Fără să guști, cum faci? Faci așa? Trebuie să-ți bagi gura în chestie. Păi guști și pui lingura acolo sau, știu eu, torni în palmă așa sau torni într-o lingură și guști cu ea și nu mai pui lingura aia acolo. Și îmi bag mâna în element, că altfel nu îmi place situația altfel. Nu simt eu situația cum trebuie. Adică despre ce vorbim. Ia uitați-vă, că sus stai treaba. Fii atent aici. Domnul Nucă, să vă dea Dumnezeu sănătate, mi-a salvat situația aici. I-a dat cotetele cele mai frumoase, i-a dat baițul, tot ce are de făcut e să le amestece, ceea ce face acum, și apoi să le pregătească corect. Simplu. Dragii mei, telespectatori și invitați, așa cum știți, dumneavoastră, Minodora întotdeauna are nevoie de ajutor în bucătărie, de om de bază în casă și de om după ea. Omul meu de bază și ajutor de bucătărie și tot intră în scenă și în imagine și în ecran, prietena și șefa familiei și a casei, doamna Crina! Hai mă, Minodora, că poți să faci singură, pe bune acum. Deci dacă am greșit crema de zahăr ars, de mâine Crina va lua concediu. Intră în concediu. Ea știe rețeta, îmi va spune ce trebuie să fac și cum fac. Și sperăm să nu ne facem de cacao. Cuptorul este încins deja la 150 de grade. Trebuie să ne ocupăm de crema de zahăr ars pentru că crema ulterior va trebui să stea, să se întărească la refrigerator. Ok, so let's go. Crina, zi-mi, draga mea. Până aici este bine, e temperatura corectă pentru o cremă de zahăr ars. Nu e bine să o faci la temperatură mai ridicată, căci nu este bine. Punem 12 ouă? Da. Ok, man. 12 ouă întregi. Esență de vanilie. Una întreagă? Una întreagă, mă, să fie bogăție. Bogăție, bogăție, dar esența de vanilie este foarte amară în cantitate mare. Ți-a fost place? Da. Mai bag una? Nu. Gustăm după aia? Dacă mai băgăm? Bun. Ce băgăm? Zahăr? Da, punem 4 linguri de zahăr. 4 linguri de zahăr. Și să bată bine, 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 până se formează o spumă. Până lapte. Lapte! Cât? 1,5 litri. 1,5 litri de lapte, atențiune, vine laptele! 2,10. Păi, mersi! Cu ajutorul de specialitate alături, normal că se anunță un desert ca la manual. Una peste alta, Minodora are strategie de învingătoare. Nimic de zis. Cât vrei tu de duce? Nici nu exagerat așa să faci tu. Ok! Man. Dacă se arde, ăsta-mi venit-o. Ăsta! Nu e bine în felul ăsta. Nu pui tava pe foc, care este foarte subțire și se arde ca să caramelize zahărul, ci pui zahărul într-un vas cu fundul mai gros, cu o bază mai groasă, îl lasă să se topească și apoi îl torn în tavă și o mici frumos ca să acopere toată baza. Acum aproape că se topește. E gata, men! Păi dă-mă prosop să pot să iau tava, men! Are copil, frate, acasă, n-are cum să nu se descurce. Așa? Uită-te, e bună culoare. Da. Acum fi cu chestia peste? Mamă, mi-e frică. Da, dar întâi trebuie să se răcească zahărul caramel, să crape puțin, după aia pui compoția de lapte. Fetele știu, dar nu foarte bine. Câte minute? Ne uităm, nu știu exact. Trebuie să se închege ea? Da. Și asta e toată situația? Da. Nu face băi în mari, nu e bine, e greșit. Să pun un pic de ulei așa ca să se facă el așa? Nu, nimic decât grișul atât. Ok, ploaie de gris, puțină, da? Puțin. Dar ajunge apa asta și e atâta și gris? Ajunge. Ajunge, da? Hai, let's go. Ploaie, man. Sare ceva, nu pun nimic în gris. Nu. Deci n-am făcut în viața mea, man. Trebuie să există o proporție între gris și apă. Nu poți doar să pui așa gris în apă după oi, că nu e mămăligă. Se aude acolo, în bucătărie, ce a zis maestrul Horia? Nu se aude. Musafirii să vină flămânzi că de-or fi cremă mămăligă bucuroșilor gusta pe toate. Man, deci aici avem o următoare situație.
Ton, ceapă după gust și maioneză. Asta e simplu, atât. Asta este o salată făcută cu dedicație pentru Vladimir. Mr. Drăghio. E foarte simplu. Mulțumită că a gătit și preparate bonus pentru oaspeții ei, Minodora trimite la foc potrivit cotletele de berbecuț. Dragi invitați, să fie într-un ceas bun și să vă bucurați de ele! Minodora este la pupitru. Ea este cu partea tehnică, cu aparatura. Crina este cu munca de jos. Știi cum e pe șantier? Unul dă cu roaba sau, știi, trage vasul la mare în care e betonul care vine cu macaraua. Iar macaragiu e cel care stă la pupitru. El are acolo se butoane, mișcă ăla. El nu se murdărește pe mâini, știi? Apasă cu degetul pe buton, trage de manate. E foarte atent. Deci cam așa ceva se întâmplă și în bucătăria Minodorei. Ia la pupitru, mă. Ei lați pe jos. Dăm de-aia, punem aia, știi? Cool, man. Final taste. Trebuie să gustăm final touch-ul. Aduceți lingurile, că o să guste Minodora împreună cu Crina. Mestec ușor și gust. Crino. Da. Vino încolo. Da. Dați-mi o linguriță. Trebuie să guști odată, după aia meseci încă de 7 ori guști, iară mai meseci, iară guști, iară mai meseci, iară mai guști și chiar la a 8-a sau a 9-a gustare, atunci îți dai seama dacă e bine sau nu. Ia fi atent. Bă, parcă sunt prea... prea fleașcă, așa. Dacă icre sunt moi, înseamnă că n-au suficient ulei. Trebuie să mai adauge ulei. Rele nu sunt. Nu, lasă-le așa, că după aia. Icrele nu sunt foarte, foarte reușite din punctul meu de vedere, pentru că a băgat prea mult gris, mult prea mult gris. Nu cred că l-a lăsat să se răcească suficient și a pus prea puțin ulei. Carne e gata. Să la cald tot, cartofii la cartofi. Topesc unt, bag niște rozmarin și sare în el, fac un sos și arunc peste. Unt nu trebuie la cartofii cu rozmarin. Ulei de măsline, da. Dar unt, ba. Clopoțelul sună curând pentru ultima cină a săptămânii. Musafirii sunt aproape de reședința Minodorei și îi chinuie o întrebare. Oare au bătut drumul degeaba până acolo? Credeți că a gătit bine Minodora? Minodora? Păi, având în vedere că a câștigat vreo nu știu câte NCP din astea, cred că a gătit bine, nu? Uite acolo unde sunt mașinile, locuiește Minodora. A, chiar că tu ai mai fost? Da. N-a fost la mine. Ar trebui să facă când bine. Când fi normal? Îi place să facă o, două ore până acasă? De ce, mă? Că e aproape. E liniște. E frate... aproape. Aproape de ce? E aproape de Ploiești? Nu, nu. Ajungi repede în București. Suntem aici. La doi pași. Bă, voi vedeți că e teren arabil în dreapta, ți-e nebunit? Da, frate. Despre și ce acolo unde, aproape blocuri? De ce? Uite acolo în ce blocuri le văd. După celălalt teren arabă, nu te blocurile. Ce? Faci 10 minute până la oraș, o oră până în centru. Nici două ore ești acasă. Da. Mă duc să mă pregătesc și ne vedem acolo. Am emoții, mă duc să-mi schimb fața, man. Yes, aici totul ok. Pa. Oh. Șorțul! Cred că o să fie foarte bine. O să fie o seară extraordinară cu muzică lăutărească, muzică populară și mâncare bună. Cântăm, jucăm, vin să-mi dai. Man, oh man! Ce mașină de boieri, ce mașină de boieri! I-am adus pe ei cu mașina mea. Ca boierii ăia mari, fac toate poftele. Ce boieri, băi! Bă, ceva dulce, că vă vreau dulce astăzi. Vă vreau dulci. Cafea, nu vreau cafea. Vă vreau dulci. Am început cu ceva așa dulce ca să ne îndulcim din start. De la fața locului să fim dulci. Treaba este că am zis să facem la mine acasă. Vă invit la mine acasă în sânul familiei mele, în locul în care eu mă simt cel mai fain, vreau să vă simțiți și voi. Așa că ne ducem să ne pregătim, că mi se răcește situația pe acolo și nu-i bine. Hai, let's go! Ca de fiecare dată, i-am primit cu sinceritate pe invitații mei în casă.
odată. În al doilea rând mi-am dat interesul ca bucatele să fie făcute cu suflet în primul rând. Dă-ți ochelarii, te rog frumos, dă-ți ochelarii jos. Wow. Și observă ce am făcut pentru tine azi. Green. This is special for you. Foarte tare. Really? Serios vorbesc. Sper că mâncarea nu-i verde. Este și verde. Bun. Vă aduc? Aduc antrenor. Everything is green. Puii mei, totul era verde. Suntem practic pe aceeași lungime de undă. Mie îmi place verdele pentru că mă liniștește, îmi exprimă primăvară, fresh, și lui presupun că tot de-aia. Bă, de când am mai mâncat icre, frate? Dacă pune și un pahar de ceva bun pe masă, o băutură fină sau un pahar de vin și o apă minerală și nu știu ce, e o masă perfectă. Bă, bravo, ce să zic. Și care e faza? Eu am observat o treabă. Icre de pește în farfurie de fiș. Farfuria e un pește, de fapt. Da, man. Cât de tare, mamă, asta. Cool, deci, man, o surpriză pentru Pașa. O salată verde. Te rog. Oh, alo. Măi, Pașa, măi. Vezi ce te răsfață minunat. Și o surpriză pentru iubitul nostru răsfățat. Pentru că îi plac ce foarte mult să mănânce pește și crab și nu știu ce. O altă salată. Pentru tine. Deci astea sunt făcute pentru voi doi. Astea pentru tine, astea pentru tine. Aulă! Îi place! Poftă mare! Mă gândeam că arată masa prea săracă, așa, numai cu salata de icre, știi? Mâncam două icre. Mazăre piure n-am mâncat. Mai bună decât mazărea mazăre. Cum o facem noi? Mi-o dorea și tu ai făcut asta? Tot! Ce vedeți? N-am mai mâncat niciodată. Este pentru prima dată când mănânc, dar a fost senzațională și cu usturoi. Și pasta asta de ton e crimă, crimă. Da, da. Boss, poți să mănânci, da. Nu ți se face rău, nu contează. Da. Mă, o mânca. Încă îmi plouă în gură după ea. Foarte bun, foarte bun. Mă, dar ce bun e asta. Se face foarte ușor, da. Aoleu. Da. Bun. Da, asta chiar e, da, și mie îmi place. Îți plac astea acum mai mult decât salata ta de icre. Da, vezi? Sure. Vezi? Deci sunt și icrele, ok, dar aia e nebunie și aia. Spre surprinderea mea am lăsat icrele și am mâncat pasta de mazăre și pasta de ton, deci au fost senzaționale. Vlade, pune și asta și mănâncă cu usturoi verde, men. Ce n-a lovit? O să-mi fie greu să nu-ți dau 10. Nu trebuie să fii decât sincer. Nu trebuie să-mi dai 10 pe nemerit. Că n-am nevoie de el. Mă mai opresc. Bă, m-am umflat. O să plecați sătui, mâncați bine. O să plecăm full. Și la felul principal cealaltă. Ce i-a plăcut? Cotlet de berbecuț. I-a plăcut lui Pașa. Da. Mamă, bună la rău. Da. Eu am comandat cotletul de berbecuț. A, frumos, mama, frumos. Mama. Arată într-un fel. Mulțam. Okay. Aoleu, ce ne face noi acum? Ca multe frunze de salată puse peste tot. Frunze de salată la icre, frunze de salată nu știu unde, frunze de salată la miel. De ce ar fi trebuit să le pun acolo? Habar n-am. E făcut tot ce trebuie, făcut, da? E făcut, e făcut. Da? E făcut, bun. Fericit! Bă, undeva boss. Trebuie să greșească, mă. Dai că vedem. O prindem. Nu are știu. Prea multe trofee, boss. Hai, e problemă. Prea multe trofee, boss. Nu are, boss, deja e groasă, boss. Ce ne faci? Unde merge ea tot? Lasă-ne și nouă! Dar unde le pui? Adevărul că așa la casă mare să aibă o să pună trofeele de la cireașa de pe tort? Păi nu, e important să ai în fiecare cameră, boss. Eu stau în apartament și n-am o să-l pun. Nu te duci tot timpul. Vai, ce cineva bun e! Mergi, ce bine a ieșit! Ba, da, mă. Da, e big time. Deci e foarte cool. Bun, fraged. Bă, ce bun e. Fraged. Asta era important. Puțin cam tare gătit. Era bine să fie roze. Nu știu ce i-a făcut, ce nu i-a făcut la acel berbecuț, dar a ieșit senzațional. Carnea foarte, foarte fragedă, deci se topea în gură. E fragedă carnea aia. Mm-hmm. Bun. Și asta? L-ai nimerit pe băiat. Foarte bun. Foarte bun. Incredibil! Yes, I love it, God. Thank you. Yes, Jesus, love bun, bun. Exact ce mi-am dorit. Știi ce-mi place? Că nu are gustul ăla de oaie, să zici că bun. Pe mine nu m-ar fi deranjat nici dacă ar fi mirosit la oaie, că de asta mănânci oaie, nu? Nu mă deranjează mirosul ăla, îmi place, e un miros puternic, așa. Băi, eu nu mai vorbesc, mă. Acum dacă poți avea să nu mă supăr, adică... Bă, chiar așa, numai gulata sau de? Mie mi-este coamne. Men,
E prima dată când gătesc asta. Mă gândesc. Dar am devenit fan, pe loc. Bă, dar e fraged rău. De acum mă voi abona la măcelărie la domnul Nucu, să-mi iau mereu cotlet foarte bun, excepțional, a ieșit fraged. Dar chiar e bună, după... deci mai de acum încolo chiar îmi iau chestia asta. Chiar e delicatese, mă pot să spun, pe bună, deci chiar păi e ceva da. Special, da? Carne foarte curată, foarte... Mm-hmm. E bună, da. E bine fraged, că mănânci mai pe zi, să nu mâncați seara, că nu e indicat. Băi, și ce? Am mâncat și seara și n-am pățit nimic. Am mâncat eu și noaptea, da. Acum am ajuns la 40, mi se cam umplă ficatul noaptea dacă mănânc mult. Oh. Foarte mișto. Da. Dar ăsta a ieșit frumos. Într-un hal? A ieșit, nu. Foarte bun, bun. L-ai terminat? Păi... Fii atent! Ce crezi că nu place de el, nu se încurcă. Da. Vreau să citesc o poezie din cartea ta, care îmi place mie. Poți să mă uiți? Da, bineînțeles. Am primit un cadou superb, o carte de poezii, care au o consistență foarte... foarte bună. Mie îmi place să citesc poezii. Ia să vedem pe Minodora la maxim. Scrisă de domnul Drăghia, Vladimir. Fetelor. Vladimir. Să nu faceți prostia care am făcut-o eu, să-l catalogați pe Vladimir Drăghia doar ca fiind un bărbat sex simbol în România și nu știu, eu așa l-am văzut. Un gigolo. Gigolo de România. Pentru că Suleiman de România. Drăghia este un tip foarte sensibil, este un artist desăvârșit. Și voi știți că Minodora când vorbește pe gură nu face altceva decât vorbește. Sunt foarte încântată de cadoul care mi l-a dat. Poate găsesc o poezie sau o chestie care să îmi dea o idee de o piesă. 21 de grame este poezia lui preferată. Tot vorbim de suflet, dar nu știm cum arată. Nu știm nici ce formă, gust, nici sex. Este băiat sau fată? Sufletul ca entitate ar fi acel cumul de toate. O coroană de minuni adunate la presă comprimate. Mă, până acum îmi place, ven. Are substanță. Mă gândesc că e ceva ce trebuie să aibă loc în mine. Adică, dacă e să o luăm așa, după mărime, fizic, îmi permit a spune că sufletul poate fi hrănit cu pâine. De dragul poeziei să scăpăm de formă și să ne gândim că ar fi un abur. Un abur care, când mă îndrăgostesc, sare prin piept cu țăpăiel de cangur. Puțin probabil să fie oare sufletul pământ? Pământ arabil, fertil și roditor, născător de dor incomensurabil? Probabil este doar o piatră, un bolovan mare și greu, care la ecografie pur și simplu nu se arată. Să fie sufletul culoare? O culoare fabuloasă care, când e rănită, doare? Ce se știe cu exactitate este că are greutate 21 de grame pe care când murim, le pierdem toate. Ce frumos, bravo! Frumos! Frumos ce citit! Cool. Cu intonație, cu... Wow, vino să te pup, man! Ce cool! Pua. Deci ești big time! Nice! Foarte mișto! Foarte tare, apreciez. Mișto. Bless my nigga. Sunt foarte puțini oameni care mai simt poezia. Mă bucur că trezesc sentimente în oameni. Cât te iubesc, cum n-am iubit pe nimeni. Și tot restul vieții mele am să te port în inima mea. Ești floarea vieții mele, ești aerul care respir și la fiecare poză eu prin putere când mă închin. Avea așa feeling, trăia melodia și în acel moment mă gândeam la soțul meu și îmi dat seama cât de mult îl iubesc. Chiar i-am dedicat această melodie. Te iubesc. Te iubesc și tot restul vieții mele eu doar pe tine te doresc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc și tot restul
tot restul vieții mele. Eu doar pe tine te doresc. E o piesă care mie place mult, Te iubesc, se numește și... au simțit-o, cred că în special Ornella, pe Ornella a atins-o mai... Ca noi femeile suntem mai sensibile. Mister Drăghia, ți-am făcut desertul tău favorit. Foarte mulțumesc! Doamnă, wow. Mulțumesc mult, ești o scumpă. Porții generoase, da, să da, fie treaba da. Bună, să fie bogăție. Wow. Cred că n-ar fi fost rău să îi fac un farafastâc acelei creme de zahăr ars, pentru că arată așa, simplu, banal. Minodoro îi place frumosul, putea să caute o rețetă mai frumoasă de prezentare, nu de pregătire. Bun. Dulce cât trebuie. Mm-hmm. Nu? Asta știi cum îmi place foarte, foarte mult? Să fie foarte, foarte rece. Rece, rece, rece. Da, da. Dar e foarte bun. Mamă, că e rece. Eu îmi fac câte o oală de aia, câte o pachetă și o bag la frigider, boss. Mm-hmm. Uite acolo. Bă, mă trezesc eu a doua zi, gen. Deci mie nu mi-a plăcut cu tot și acum chiar îmi place să nu mâncam asta. Da, păi ai zis că ți-e nu. Mănânci, spargi tot. Mi-ar fi plăcut dacă ar fi fost mai rece, pentru că nu știu de ce, dacă nu este rece, e puțin grea, așa să nu zic scârboasă, știi? Îmi place să fie foarte rece. Dar nu am ce să-i reproșez. Și ce mi-a plăcut la crema asta? Că nu era... Gustul dău nu era foarte pregnant, pronunțat, știi? Ok, a fost bună, bună și crema. Fain, a ieșit excepțional și le-a plăcut și lor. Pentru prima dată, din toate serile astea, mi-am mâncat eu singură desertul tot. Primul desert mâncat de mine tot. Am un spațiu, nu mai împotriva ei. Da. Vezi? Da. Păi nu ești împotriva, da. Poate mă obișnuiești cu creveții, până la urmă. Dacă mai reacționați, puțin probabil. Dacă nu-ți place deloc, nici măcar mirosul. Nici măcar scoai și mănânci? Nu. E... sănătate curată. Așa cum nu pot obișnui niciodată în viața mea cu fica de porc sau. Nu, dar la fructe de mare, dacă te-ai obișnui, crede-mă că se schimbă situația. Da? Jur, deci. Nu mai sănătoase decât orice altă carne. Cum se face că i-au ieșit toate? Pentru că odată chiar au ieșit foarte, foarte bune. Deci eu nu am ce să comentez, sincer. Am să-l invit pe prietenul meu de foarte mulți ani de zile, unul dintre cei mai mari acordeoniști al României, domnul Sile Dorel, prietenul meu, vă rog să-l aplaudați. Vine în această după-amiază, în această seară, să cânte împreună cu mine. Te pup, Sile, bine ai venit! Surpriza a fost foarte, foarte mișto, ne-a cântat. A avut și doi invitați, soțul ei, bineînțeles, care îl cunosc de atâția ani, pe care îl știu de atâția ani. Domnul Sile, care sparge cu acordeonul. Și a venit și cântărețul, care, finu, e extraordinar, cu o voce, ai văzut ce voce avea? Foarte mișto. Surpriza plăcută. Măi, șprițule, eu te beam. Măi, șprițule, nu pot să mă las de tine. Că ești rece. Aduc, și aduc, așa e. Măi, eu de tine nu mă las. Te-aș mai trage când te-am tras, mă. Păi zi, păi zi, zi, băiete, zi, zi, zi. Tot așa soții, săracă inima mea. Multe sete și-ar mai bea, măi, la nu. Ar mai bea o sticlișoară, oh, oh, oh. Să mă văd asta seară. Hai cu mine! Toarnă, 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 leanță, toarnă. Toarnă, 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 leanță, toarnă. Toarnă, mi toarnă pe mii. Toarnă, leanță, toarnă. Am la inimă pe mii. Toarnă, mi toarnă pe mii. Toarnă, leanță, toarnă. Nota mea pentru Minodora la maxim este 10, cu felicitări. 10, hai. Nota mea pentru Minodora este 9, pentru că era prea perfect totul aici. Cum necum, Minodora a luat 29 de puncte și privește de sus la restul lumii. Spectacolul de la Cireașă continuă săptămâna viitoare. Vă așteptăm cu alte vedete și aventurile lor în bucătărie. Toate bune! Vladimir, cele mai multe puncte.
Fii atent cine ți-l mânează. Cunoști Cireașa? Este eu. Cireașa de pe torturi? De pe torturi? Câți ani ai tu? Aproape 30. Aproape 30 de puncte. Cum eram să iau 30 de puncte? Mulțumesc. Am luat 28 de puncte. Dar deși eu am 40 de primăveri. Ce mă, sunt bun! Bun, mă! Bravo! Felicitări! Ornela, 26 de puncte! Mamă. Trebuie să repetăm emisiunea pentru că e egalitate! În sfârșit! Trebuie să repetăm emisiunea pentru că este egalitate! Cei din urmă vor fi cei din tii, dragul nu, meu! Nu, nu-mi place, nu-mi place! Deci 26 de puncte, man, e... Boss, e ceva! Egalitate, mulțumesc, trebuie să repetăm! Să mai facem o ediție. Am prins podiumul! Eu am trei Cireașe, uite! Bă, nu se poate, mă! Iar a câștigat, mă! Iar a câștigat! Să mor eu, câștigați-o iar! Hai, mă, că n-are cum! I-am dat, n-are cum! Minodora! Pentru că a fost prea perfect totul, ai câștigat 29 de puncte! Wow, mulțumesc! Mulțumesc! Deci, cu alte cuvinte, premiul vine la mine! Hai, pa! De consolare! De consolare, bravo! Hai, Minodora, tu ești câștigatoare! Pentru masă! A câtele ai? A câtele ai? Nu știu, trebuie să... Wow, eu știu. Mai dă-ne și nouă, Minodora, adică numai tu! Câte ai? 5 ai? Câte am, Crina? 4 am, 4, al 5-lea ăsta. Ăsta e al 5-lea. Hai, gata, e bine. Ăsta luăm noi, ăsta luăm noi, nu-l mai lăsăm. Vă mulțumesc mult! Am câștigat, sunt fericită, vă mulțumesc foarte mult! Frate, dacă merită, merită. Deci merita să ia trofeul. Mă bucur că v-a plăcut. Foarte mult! Mă bucur și pentru trofeu, pentru că se va duce lângă celălalt și este ok. Sunt fericită pentru el. Mai fericită sunt de prezența voastră. Exact. Uite, vrei să lăsăm și astea să aibă amintire? Da, cred că da, pentru că o să uit cu cine l-am câștigat în echipă. Da, corect. Și e perfect, mulțumesc mult. Mă bucură faptul că împart ultimul loc cu cineva. Este un pas în față. Eu nu prea stau mult în bucătărie, așa că nu aveam de ce, n-am de ce să mă supăr că am câștigat 26 de puncte. Din contră, pentru mine este o provocare și vreau să zic că e destul, adică 26 de puncte. Băi, dar de data asta chiar mi-a ieșit mâncarea. Nu înțeleg, ar trebui să fiu mai sigur pe mine, să zic, mă, că eu mă pricep, că nu știu ce, știi? Mie chiar mi-a plăcut ce am gătit. Și am zis că și lor, dar cumva tot pe ultimul loc, frate. Nu înțeleg ce au cu mine. Dar e ok, eu mă simt bine totdeauna la emisiunea asta și n-am venit niciodată aici să câștig. Am venit să mă distrez, să cunosc lume, să relax, să chill, nu e vorba de câștig. Dacă o să puneți vreun premiu de la 200.000 de euro, mă străduiesc să câștig, dar până atunci e ok. We cool. Valabil pentru toți trei în parte este că oricând casa mea este deschisă pentru voi, dacă vreți să mai servim ceva separat de Cireașă, vă aștept cu drag și dacă cu plăcere. Dacă te superi pe mine, vin la Liviu oricum. Vă aștept să cântăm și la studio, am și studio, să cântăm, să mai bem câte un șpriț, cum zicea Finu, să toarnă, toarnă. Cum îi stă bine românului, nu? Da, corect. Minodora vă mulțumește din suflet și noi toți vă mulțumim. Respect. Numai bine, sănătate la toți. Tuturor, mulțumim mult. Hai rapid, rapid, că avem treabă, n-avem timp, mișcare! Hai să-i dăm drumul, da, treabă. Noi suntem Pic și Poc. Dacă mă superi, ce-o iei? Pac, pac, pac! Băieți veseli și zglobii. Cam așa sunt ei amândoi. Nu știu ce să facă niciunul. Să știi că am așteptări mari de la tine, în sensul că mă pregătesc pentru o porție considerabilă de mâncare. Wow! Am zis eu cu legume ceva. E pește? Când am văzut pește, zic nu, eu nu mănânc pește. Wow! E păstră? Îmi place, deci pot mânca. Da?